Scriitorul e stingherit în societate, se simte ca un frustrat sau poate este. Și de aceea vrea să scrie, să se scufunde, necazuri. Viața lui e chiar tristă. Nu pot judeca un asemenea sensibil. Cu asemenea perle, notele de 2 și 3 au făcut legea la bacalaureat, iar acum tinerii așteaptă cu sufletul la gură rezolvarea contestațiilor. Peste 500 de constanțeni s-au simțit nedreptățiți și au cerut recorectarea lucrărilor. Cele mai multe nemulțumiri sunt la română, matematică și biologie. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean, aproape 26% dintre candidați au luat note de trecere, cu 10% mai mulți față de anul trecut. 442 de elevi nu s-au prezentat la examen și 13 au fost eliminați.